Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă salut cu drag de aici din platoul TV Cluj AM. Iată că în această ediție vorbim despre culturism și fitness, despre secția aceasta a Clubului Universitatea Cluj și am alături de noi în platou, iată, trei invitați. Începem cu domnul antrenor Sebastian Văsuț, antrenor în cadrul secției de culturism și fitness a Clubului Sportiv Universitatea Cluj. Bună ziua și bine ați revenit la noi în platou! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna Alina Așchilian, campioană, multiplă campioană națională și europeană. Bună ziua și bine ați venit! Bună. Și Leonte Sebastian Dragoș, de asemenea multiplu campion național, clasic fizic. Bună ziua și bine v-am ați venit la noi în platou! Dragi telespectatori, începem așa cum v-am obișnuit cu o scurtă prezentare a fiecăruia dintre invitații noștri și începem noi așa cu doamnele, cu doamna Alina Așchilian, multiplă campioană națională și europeană. Bună, da, sunt de 8 ori campioană națională, campioană europeană în 2024, anul acesta. Practic sport de performanță de mai bine de 10 ani. În prezent sunt antrenor de fitness la o sală din Cluj. Bună ziua, mă numesc Leonte Sebastian Dragoș. Când vine vorba de sportul de performanță, mă consider un novice. Practic acest sport de 2 ani, dar am călcat prima dată într-o sală de fitness acum 9 ani. Am 3 titluri de campion național activ. Și de asemenea sunt coleg cu Alina la acea sală de fitness ca antrenor personal. Domnule antrenor? Bună ziua, mă numesc Sebastian Văsuț, sunt antrenor de la secția de culturism și fitness de la Universitatea. Mă bucur pentru că sunt aici cu acești campioni, cu dumneavoastră. Ne bucurăm și noi și îi felicităm pe această cale. Încă o dată. Vorbim imediat și de performanțele, da. Nu-i așa? Performanțele de la campionatul național de culturism și fitness care a avut loc la Cluj, aici, la noi acasă, în perioada 15-19 mai. Și vă las pe dumneavoastră să ne spuneți ce rezultate ați obținut, cum vi s-a părut această competiție din punct de vedere sportiv, dar și organizațional. Acum e momentul. Vă rog. Campionatul, din punctul meu de vedere, a fost unul la un nivel foarte înalt. Toți sportivii au fost foarte bine pregătiți, condiționare foarte bună. Când vine vorba de organizare, a fost decentă, pot spune decentă, cum sunt peste tot, mai sunt probleme, dar într-un final s-au rezolvat. Ce mai pot să spun? În mare am fost foarte mulțumit de ceea ce am obținut. Odată la cât timp se organizează un astfel de campionat național? În fiecare an, doar că nu știu sigur, dar înainte se țineau la Sibiu. Asta de a mult fost timp. O premieră, iată, ediția da. Anul acesta organizată la Cluj. De la Cluj, da, care mi-a și adus premii. Ce premii? Mai exact, să știe și telespectatorii care au fost performanțele în cadrul acestui campionat? Cred că clubul a obținut undeva la 11 medalii. Da, clubul, domnul antrenor, vă rog. Da, deci Clujul a preluat ștacheta de a organiza acest campionat de la Sibiu, având în vedere această sală polivalentă, ne-a dat dreptul de a pune un accent foarte bine pe organizare, având în vedere, și Dragoș a spus, a fost un concurs cu o amploare de foarte mulți sportivi din toată țara. Nu ne-am așteptat să fie chiar așa numeroși participanți. Și câți participanți au fost la această competiție? Păi au fost cam jur cu tot cu categoria de Fit Challenge, pentru că, să spunem, au fost două scene și se concura simultan la două scene, inclusiv, deci culturism, fitness și fitness challenge, unde acolo sunt probe de execuție, unor exerciții. Și atunci de am ales Clujul, pentru că ne-a dat oportunitatea de a să organizăm cât mai bine această competiție de campionat național. Da, secția noastră de culturism și fitness a avut un excelent, să zic, număr de medalii. 13 de aur, 13 titluri de campion național, 11 de argint și 10 de bronz. Felicitări! Mulțumim. Este o performanță, da. Așa? Și am știut că va fi greu. Am știut că sportivii au să vină foarte bine pregătiți.
nivelul de pregătire pentru un campionat național a fost destul de mare. Iar sportivii de la universitate așa au arătat valoarea încă o dată. Deci dumneavoastră, ca și antrenor, ați fost surprins de performanțele sportivilor care... Da, am avut foarte mari emoții pentru ei. Ați avut surpriză plăcută, iată, au fost Știam, foarte bine pregătiți. Da, foarte bine pregătiți și la unele categorii am ratat pe muchie de cuțit titlul, din păcate, dar mergem înainte cu fruntea sus, ne pregătim și o să avem reușite. Spuneți-ne un pic, vă rog, care este diferența? Spuneați că au fost două scene, dintre fitness, culturism. Da, au fost ca să știți și cei de acasă, scene, că da. Sunt două categorii distincte din ce văd. Da. IFBB-ul a luat amploare cu și introducând o categorie de fitness challenge, unde sunt anumite exerciții executate într-un timp cât mai corect și atunci cu greutăți. Cu greutăți care la femei impune alte greutate, la bărbați impune altă greutate, iar și diferă și greutățile pe diferite exerciții. Și atunci s-a încercat să facem competiția pe două scene. Fitness challenge pe o scenă, acești sportivi, iar noi culturism și fitness pe altă scenă și cu arbitraj diferit pe fiecare scenă. Ce presupune, iată, un astfel de antrenament pentru o astfel de competiție pentru voi ca sportiv de performanță? Când vine vorba... Sigurați o anumită rigurozitate, nu așa, din punct de vedere al meniului, al... Când vine vorba de... trecute în sală... De culturism... Dar de restricții, iată. Sunt restricții, avem un meniu la care suntem mereu foarte atenți, mereu suntem cu mesele după noi, mereu suntem atenți la hidratare, mereu suntem atenți la odihnă. Antrenamentele de asemenea sunt dure și ele. Deci, practic, e nevoie de o disciplină totală și cumva te scoate din viața asta cotidiană, să zicem. Deci, când ne referim la culturism, trebuie să fii acolo 24 din 24, să vezi asta, să visezi, să trăiești, să suferi și... Să faci sacrificii. Să faci sacrificii, dar sacrificiile astea cumva sunt alese. Sunt sacrificii, dar sunt alese de noi, pentru că eu consider că cel puțin eu iubesc. E o pasiune, practic. Da, este o pasiune. Nu, cel puțin la început, sunt la început, pentru mine chiar este o pasiune foarte mare și sunt o persoană destul de serioasă și chiar protocolară când vine vorba de performanță. De aceea și acum când am mers la concurs, cu toate că am avut emoții, m-am dus cumva, chiar dacă pare un pic arogant, m-am dus cumva la sigur. De ce? Pentru că nu neapărat la sigur să obțin rezultatul, dar indiferent ce rezultat eram, ce rezultat aș fi obținut, aș fi fost mulțumit deoarece am făcut tot ce am putut. N-am greșit cu nimic, mesele au fost mese, somn a fost somn. N-ai avut remușcări, nu te-ai simțit vinovat cu absolut nimic? Nu, nici măcar de Paște. A fost Paștele, am rămas la Cluj și m-am antrenat. N-am intrat în alte interacțiuni. Alina, pentru tine, ca femeie, iată, ce reprezintă această lume a sportului de performanță? Da, am trecut și eu prin acest stil de viață pe care are acum Dragoș, când participam la Body Fitness. Cumva m-a îndepărtat și de lumea socială, nu prea ieșeam, eram doar în sală, doar mâncare, doar antrenamente, dar îmi plăcea, nu știu, eram, cumva era o, voiam tot timpul să am cea mai bună formă și să văd ce pot să fac cu corpul meu, să văd până unde pot să, depășire. Da, cumva să văd cât pot să modific la exterior. Acum antrenamentele s-au schimbat, nu pot să spun că am un regim foarte strict, merg mai mult pe antrenamente de forță, rezistență, dar cumva am schimbat puțin stilul. Spune că ești și antrenoare. Vine lumea așa la mișcare, la sport, alege această secție? Destul de mult în ultima perioadă, s-au și deschis multe săli, ceea ce înseamnă că lumea este tocmai... Este interesată. Da. Și de competiție, da, cumva sunt atrași de partea asta și în creștere. Domnule antrenor, știm că, iată, sportul disciplinează, educă, vin copiii.
la această secție? Sau de la ce vârstă, poate mai corect să întreb așa, de la ce vârstă ar fi indicat? Da, bine, acum să se înscrie copiii în cadrul federației avem secțiuni de categorie și de copii, fitness, unde combină elementele de gimnastică cumva pe un fond muzical. Sigur, adaptate vârstei lor. Bineînțeles. Iar începând, avem o categorie de early junior, de începând de la 14-16 ani, de care avem un campion național pe Boncoi Victor, un sportiv foarte serios la această vârstă, foarte dedicat și el. Și avem un junior chiar, cum a spus dumneavoastră, de la 16-17 ani, făcând performanță. Dar puțin, și eu că și eu antrenor, nu pot să impun acest stil de viață cum iau ei, seniorii, de exemplu. Pentru că ei sunt în creștere, nu putem să determinăm să punem aportul lor de creștere, trebuie să fie destul de bine accentuat pe vârsta lor și atunci... Totul este adaptat. Adaptat, exact. Vârste. Dar sunt și am văzut, exact cum zicea și Alina și Dragoș, este bine că avem săli de sport și avem de unde să alegem acești sportivi pentru a se dedica performanței, dar de aceea zic dorința lor de a participa. Și eu ca antrenor nu pot să impun unui sportiv, mai ales că această pregătire pentru, mai ales pentru un campionat național, înseamnă stilul de viață pe care vor el și acceptă de a merge pe un podium, să zic, este destul de strict, iar este alegerea fiecărui sportiv, fiecărui tânăr să-și aleagă acest stil de viață. Care sunt avantajele pe care le are acest sport? Avantajele pe care le are acest sport? Sportul ajută, vin practicat în orice circunstanțe, în orice, cu atât mai mult fitness-ul, nu-i așa, culturism, performanță. Păi acum, când, dacă stăm să ne referim la fitness, avantajele sunt nenumărate. Când vine vorba de sănătate, încredere în tine, când vine vorba de partea mentală, e super ok. Când vine vorba de performanță, avantaje nu prea sunt, deoarece îți cam pui în pericol sănătatea. Deci, ca la orice sport, performanța de obicei aduce sacrificii și aduce și aduce, are riscurile ei, exact. Vi s-a întâmplat, iată, să anulați participarea la o competiție, că v-ați accidentat sau ați suferit? Eu în urmă cu 9 săptămâni, 9 săptămâni înainte să fie această competiție, am avut o ruptură parțială de femural pe care am făcut-o în timpul unui antrenament. M-a doborât un pic psihic, să vă zic sincer, doar că am ales să continui cumva pe riscul meu. N-am mai antrenat picioarele, am continuat să fac cardio și aveam și noroc, într-adevăr, pentru că e un sport al geneticului și cumva am tras un băț mai lung și picioarele oricum erau mai dezvoltate și cumva n-a fost nimic întâmplător și s-au egalat lucrurile, da, s-au compensat lucrurile. Dar da, sunt riscuri destul de mari, dar pe care, nu, ți le asum sau nu ți le asum. Din punctul meu de vedere, fitness-ul mi-a schimbat viața în bine, pentru că m-a disciplinat, m-a făcut să-mi doresc mereu mai mult, m-a făcut să nu fiu în rând cu lumea, să fiu diferit. Cred că asta e cel mai bun cuvânt. Da, frumos, frumos spus. Da. Și prin aceasta ești un model pentru tânăra generație. Iată, nu știu dacă sunt un model pentru tânăra generație, doar că... Cu tableta sau cu telefonul toată ziua, alege, iată, să se încline spre un sport, indiferent care ar fi acela. Indiferent care ar fi acela, indiferent că e vorba de sport, indiferent că e vorba de muzică, indiferent că e vorba de desen, ideea e să te axezi pe ceva, pentru că fiecare are drumul lui. Viața trece, cu toate că avem impresia mereu că suntem tineri și este timp, viața trece și poate lăsăm și noi ceva în urmă, nu știu. Așa este, toată lumea spune, domnule antrenor, că viața de sportiv, cariera se încheie undeva în jurul vârstei de 30-40 de ani, ceea ce nu e cazul, nu e așa, acest sport presupune o limită de vârstă sau... Nu, de aia foarte bine ați menționat. Pentru că, iată, noile generații vin din spate, da. Foarte bune, foarte... Da, chiar acum la... A fost campionatul european ce a fost în Spania din Santa Susana și Alina știe, avem un campion național la vârsta de 71 de ani, din Constanța. Felicitări! Deci un
Putem continua la orice, avem categorii de masters. Un record, cred că, nu? Bineînțeles. Categorii de masters, avem la femei de 35-49 de ani, avem la băieți de la 40 și continuând 45-50 și plus 60 de ani. Chiar am avut... Sportul nu are vârstă. Nu are vârstă. Avem și foarte bine pregătiți. Deci la vârsta lor, deci avea... Era bătaie pentru locul întâi, la vârsta de 60 de ani. Deci aici fiecare... Deci, și au început persoane, acel domn în vârstă de 71 de ani, a început sportul de performanță după 50 de ani. Da? Este o mare realizare și o ambiție până la urmă. Bineînțeles. Pentru determinarea de viață, pentru că trebuie să... Și model pentru toți ceilalți. Da, mai ales pentru tineri. Ca să-i încurajeze. Da. Sigur, am văzut și la maraton, participă oameni de diferite vârste. Deci sportul înseamnă nu neapărat competiție. Exact. Și e un domeni. Spectacol, practic, nu da. un concurs propriu-zis. Pentru că fiecare, așa cum spuneam, tinde să își depășească propriile limite, să se autodepășească, să se compare, vrea și mai mult, și mai mult. Păi ce obiective aveți de pentru următoarea perioadă? Ce vă propuneți? Ce campionate, nu știu, mai urmează, competiții, vă pregătiți pentru ceva anume? În cazul meu nu am în plan nicio competiție, cel puțin anul acesta. Continui să muncesc. Cum să zic, competiția a trecut, pluga în cap și la muncă, joc de glezne. Nu poți să stai. Antrenamentul începe din ziua în care se încheie competiția. S-a încheiat competiția, competiția e tot timpul cu tine, cum a spus. Exact cum a spus. Mereu, în fiecare zi, dacă te-ai antrenat și în practic ai bătut, ai făcut ceva în plus la trecută, sau cel puțin ai fost constant. Știi că asta, ideea e că în sportul ăsta tind să cred că trebuie să fii consecvent. Altfel nu cred că poți să reușești, dar din nou Alina ne poate spune mai multe despre asta, pentru că ea e cea care are mai multă experiență. Da, nu știu, pauză așa mare, nu știu dacă am făcut doar în perioada când a fost COVID-ul și așa, m-am bucat COVID, în rest. Cum a fost acea perioadă pentru sportivii de performanță? Da, destul de grea, dar ne-am nu putea să antrenăm, așa, continuat antrenamentele afară, ne-am făcut rost de greutăți, ieșeam afară, făceam, da. A fost dificil, dar nu v-ați lăsat. Da, și zi de zi eram la antrenament, da. Acum, unde vă găsești cei de acasă? Ce interesați? Unde vă desfășurați antrenamentele? Acum la Cluj Arena avem o sală foarte bine dotată, unde beneficiem și de pista de atletism, putem face scări în tribune, putem alerga în parc. Este o mare realizare, iată, da. Cluj Arena, sala polivalentă, exact. Posibilitatea de a găzdui astfel de campionate la nivel național și internațional, aici la noi acasă, nu mai trebuie să mergeți în deplasări, în delegații, prin străinătate. Da, și pe viitorul să vedeți ce surpriză să mai avem. În cadrul competițiilor. Abia așteptăm. Povestiți-ne, vă rog, cum se desfășoară o competiție, iată, cum a fost cea din Spania. Ce presupune, cât de costisitor este? Vorbim după aia și despre partea financiară a clubului. Dacă aveți susținere financiară din partea autorităților sau doar pe sponsorizări, cum vă descurcați, iată? Pentru că sportul, în general, este costisitor. Da, bineînțeles. Având în vedere că, deci, clubul ne ajută cu participarea pe campionatele naționale, unde se plătesc taxe de înscriere, vize anuale și iar reușita lor include intrarea într-un lot național, iar de acolo, din lotul național, Federația Română de Cultură și Fitness îi ajută să participe la campionatele internaționale, gen europene sau mondiale. Acum, eu cu Alina am participat și la campionatele europene, la perechi, împreună am fost, știu cum este, Alina schimbând categoriile, venind din body fitness, am zis să aleagă această categorie de fitness challenge și reușita ei pe această categorie s-a văzut la campionatele europene. Ei, fiind în lotul național, Federația Române de Cultură și Fitness se implică în participarea sportivilor din lot. A
Asigură costurile. Costurile, iar clubul asigură participarea lor pe campionatele naționale. Așa este. Aveți vreun model pe care doriți să-l urmați sau sunteți propriile modele, cum spuneam și mai devreme? Cu siguranță, eu cel puțin am un model, dar neapărat ca sportiv, ci ca om, am și ca sportiv, am un model. Sincer să vă zic că l-am pe Dan Cristian ca sportiv, ca model și ca și mentor. Eu am făcut în copilărie și muzică și am profesorul meu de muzică ca și mentor. De la dânsul am învățat tot ce ține de perseverent, de muncă, de fapt. E important să avem un astfel de mentor, nu-i așa? Da, consider că e foarte important. Este și domnul antrenor. Da, și domnul antrenor. Este greu să fiți antrenor. Cum e motivat, trebuie să le spuneți și din punct de vedere psihic și fizic, să fiți acolo și dacă pierd și dacă câștigă. Chiar a fost acea accidentare a lui Dragoș cu acea ruptură musculară și i-am explicat dacă vrea să continue. L-am văzut foarte ambițios și a zis nu, nu ne lăsăm, mergem mai departe. Atunci am mers, avem un centru de recuperare, Clubul Universitatea are un centru de recuperare unde fiecare sportiv de la Clubul Universitar poate să se recupereze. Am fost și a continuat acest drum greu și a fost bine la sfârșit și a fost dificil pentru el, dar ambiția lui, perseverența lui și împreună am ales să participăm la campionatul național și s-a văzut. A contat foarte mult susținerea dumneavoastră și determinarea. Cel mai mult, sincer să vă zic, deoarece domnul Văsuț îmi dădea mereu acordul. Eu îi trimiteam săptămânal poze, ce spuneți, bine, și chiar când credeam că e bine, mai spunea, vezi că ești prea acoperit. Și m-am ambiționat cel mai tare, că parcă nu suportam să aud chestiile astea. Dar da, domnul Văsuț m-a susținut foarte mult, m-a ajutat foarte mult. Dânsul m-a și trimis la recuperare pentru că am făcut recuperare pentru ruptura aceea de femural. Și spre norocul meu am primit chiar înainte cu o săptămână de concurs acordul de a mă antrena în continuare. Deci, practic, am scăpat. Pot să reiau ușor antrenamentele de picioare. Ceea ce înseamnă că la anul îmbunătățim. Așa este. Care este componența la ora actuală a lotului, iată, din secția Universității Cluj, Culturism și Fitness? Avem peste 35 de sportivi care au participat acum la competiție, fiind juniori, seniori și masters. Lotul se îmbină cumva de la an la an și de la competiție la competiție, pentru că sunt sportivi și mă bucur pentru asta, dorința lor de a participa. Ei se antrenează și la alte săli și fiecare exact Dragoș sau și sportivii de la universitatea deja au un ochi format pentru acești tineri care vor să participe și ei pot să îndemne, să le dea un sfat. Atunci ei ne contactează, vin la noi, la universitatea și noi facem, noi dăm acceptul dacă, și bine, prin verificarea acestor sportiv, eu trebuie să văd pe ce categorii se încadrează fiecare sportiv, dacă este apt fizic și psihic, bineînțeles, pentru o competiție de genul ăsta. De aia zic, avem, în total, de când s-a deschis secția de cultură și fitness, avem sute de sportivi. În care, bineînțeles, am fost și eu inclus și Alina, noi am fost campion național la perechi în 2016. Felicitări! Dumneavoastră și Alina, vedeți și perspectiva sportivului și perspectiva antrenorului. Da. Chiar am discutat astăzi, am fost la club și Alina va prelua secția de fitness challenge, categoria aceasta, în care o să fie destul de grea, dar o să ajut, o să fim o echipă, suntem o echipă și o să vedem rezultate.
Ea este foarte ambițioasă și știe despre ce este vorba. Este un sport la început, dar ia amploare această categorie de fitness challenge, ia amploare dorința sportivilor de a concura la această categorie de fitness challenge. Este destul de mare. În plină expansiune această ramură, practic, a sportului. Alina, cum vezi această provocare, această nominalizare? Iată, este încununarea cu succes a unor mulți ani de competiții, de participare. Da, sunt deschisă la această provocare. Eu sper să iasă ceva bun și să atragem cât mai mulți sportivi. Suntem la început cu această probă, dar poate să fie ceva frumos. Emoțiile și așteptările sunt și de partea jucătorului și de partea antrenorului, nu-i așa? Da, exact. Nu știm exact unde mai greu și dar cu siguranță o să iasă ceva dacă punem suflet și ne dăm interesul. Domnul antrenor, dumneavoastră, ce strategie aplicați în calitate de antrenor, iată, și că a fost jucător, sportiv de performanță? Nu știu, vi s-a întâmplat să aveți un antrenor în cariera dumneavoastră și zicea, dacă eram eu în locul lui, făceam altfel? Sau, nu știu, să aplicați acum acele metode în calitate de antrenor, iată? Da, a fost destul de observat de dificil unele lipsuri, unele... pentru noi, fiind, să zic așa, mai trecuți, dar am început în 89 cu aceste exerciții, cu greutăți. L-am avut antrenor pe Neac Dumitru, să zic, părintele culturismului clujean, toată lumea îl știe și îl cunoaște. El ne-a îndrumat și i-a spus de fiecare dată, chiar acum când s-a desfășurat competiția, a fost și el prezent. Și am spus, el a fost părintele meu pentru a mă îndruma pe drumul acesta, pentru a alege, el cum ne-a ales pe noi ca sportivi, pe mine și pe ceilalți foști colegi de-a mei, așa acum îi aleg pe ei și în continuare să... Atunci, bineînțeles, am fost mai puțini, acum suntem mai mulți și echipa s-a mărit și se vede și cu niște sportivi de valoare și cu o atitudine și de sportiv și de om care caracterizează pe ei. Și asta mă bucură foarte mult. Pe fiecare sportiv și menține nivelul secției de cultură și fitness la un cel mai mare nivel, ce am observat la diferite cluburi. Ei se înțeleg, sunt prieteni, tot timpul se ajută, dacă au nevoie de ceva, unul lângă altul. Este greu să ajungi în vârf, dar și mai greu este, nu-i așa, să te menții. Da. Să menții aceste Aici performanțe, fost, da. Poate și să le depășești în unele competiții. Da, a fost o provocare și pentru mine la acest campionat, având în vedere pe foștii campioni care la un punctaj, la un punct au pierdut un podium sau un titlu național și să te menții este dificil. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți, să menținem starea asta de pregătire tot timpul. Chiar dacă suntem campioni, nu trebuie să ne culcăm pe ureche și nu trebuie să venim la un concurs pentru că noi suntem campioni. Niciodată nu se știe când vine altcineva mai bine pregătit și cu o structură mai bună. Chiar eu am făcut o alegere foarte bună la campionatul național, acest campionat național de juniori, pentru că deci culturismul și fitness înseamnă o structură și un genetic foarte bun pentru o prezentare musculară. Iată, vedem și imagini de la campionat. Putem să comentăm? Da, aici este categoria de bikini fitness și fit model. Ea a fost așa un festival sportiv în care toate fetele de la aceste categorii, că sunt categorii de înălțime, au urcat și au făcut o prezentare frumoasă pe scenă, umplând scena efectiv de sportive pe această categorie. Îi vedem și pe arbitri, nu-i așa, acolo în față? Da, cum s-a părut jurizarea, să zic? Foarte grea, foarte grea, pentru că a fost, cum am spus, diferențe de punctaj foarte aproape, chiar de un punct. Trebuia să fim foarte atenți să punctăm și să găsim acea diferență de la un sportiv la altul pe care să-i departajeze cumva.
Aici este o premiere de gală, da, unde sunt și sportivi și de la secțiile de culturism și de la bikini fitness, categoriile. Și exact este și președintele IFBB Santoha, președintele Federației Monica Mureșan. A fost un concurs foarte reușit și au fost toate cluburile și toți antrenorii au fost mulțumiți de această organizare și pe viitor o să fie din ce în ce mai bine. Deci dumneavoastră ați fost mulțumit de rezultate. Da. Vă propuneți, iată, să nu mai fie acele diferențe de un punct, da, în limită, să chiar lucrați acolo, da, unde ați observat. Foarte bine că... a spus. Vreau să nu mai fie aceste diferențe de un punct, pentru că un pic te... Și te motivează și te pune să nu mai faci greșeli, să nu mai greșești. Te perfecționezi, da, să te corectezi. Să atragi un pic atenția ca să nu mai, să mai venim cu această greșeală, să fim cât mai bine pregătiți ca să nu mai avem emoții. Iată, această competiție a fost o surpriză, chiar și pentru dumneavoastră, la nivelul de pregătire al... Da. Au fost sportivi din Iași care au venit foarte bine pregătiți. Bine, acum București, da, capitala a venit cu sportivi, iar mulți, peste 60 de sportivi, foarte bine pregătiți. Dar Baia Mare... Dar acestea sunt centrele din țară unde sunt adversarii, să zic adversarii, așa. Da, Baia Mare, mai, Iași, București. Da, da, da. Care sunt mai... Și mai ales că s-a desfășurat campionatul aici, la noi acasă, trebuia să le dați o lecție, nu? Exact, da. Dar a fost bine, per total, trăgând linie la numărul de medalii obținute și la titlurile respectiv, 13 titluri de campion, eu zic că... Este o adevărată performanță și vă felicităm cu această mulțumesc ocazie. Frumos. Și la cât mai multe campionate, desfășurate cu succes, cu medalii. Da, da. Pentru că sunteți mândria Clujului. Mulțumim frumos, o să facem... Și al lumii. Da. Acum, pentru că, iată, campionatele sunt și europene. Sunt și mondiale? Sunt și mondiale, da. De aceea vreau vă propuneți să participați? Da, acum să vedem, după participarea acestui campionat național, se va face o selecție, antrenorul de lot național va face o selecție pentru lotul național, pentru competițiile de mondiale pe anul viitor. Și atunci și eu trebuie să selectez acești tineri și chiar seniori ca să pot să intre într-un lot pentru a participa la aceste competiții internaționale. Este un număr minim sau maxim de participanți? Sunteți restricționat din acest punct de vedere? Nu, depinde acum de costurile care sunt implicate în participarea acestor competiții internaționale, dar selecția se face mai mult pe structura unui sportiv. Chiar dacă, exact, chiar dacă, să zic, Dragoș a ieșit campion, dacă selecționarul nu-l vede pentru un campionat de anvergura unui mondial, atunci îl mai așteaptă pentru pregătire, să vedem la anul. Nu este obligatoriu ca campionul național și campion să participe pentru din oficiu că, cumva, da, și la următoarea competiție. Acolo valoarea este mult mai ridicată și standardele sunt mult mai mari și trebuie să avem în vedere structura sportivilor, pentru că este culturism. Noi ne etalăm fizicul pe scenă, mușchii, trebuie să vedem proporția mușchilor. Și că este și proba cântarului, nu-i așa? Da, sunt categorii pe kilograme. Mare nervozitate. Dragoș, poate ne spui tu mai multe. Sigur, te lovești de aceste... De cântar m-am lovit și anul trecut și anul ăsta. Cred că pot. Ai emoții la proba cântarului? Mai mare decât pe scenă. Mai mare decât pe scenă. Proba cântarului cea mai grea. Pentru că este o departajare, nu? La cântar, dacă nu ai... Nu, numai că fiecare sportiv țintește o anumită categorie. Cum, în cazul nostru am țintit 75 kg. Anul trecut am concurat la 80. Am țintit spre 75 pentru că ne-am dorit să fim mai condiționați și să, practic, nu, ne-am dorit o îmbunătățire față de anul trecut. Dar a fost foarte greu, foarte, foarte greu să-l facem. Ai reușit cu ambiție, perseverență, muncă?
Așa, rezultatele doar așa apar. Bineînțeles. Da, cu Dumnezeu, sincer. Dar, și cu efort, fizic. Da, cu efort, cu efort. Dar am reușit și s-a făcut și cântarul. Și după ne-am putut bucura că, practic, proba pe scenă e cea mai frumoasă parte din carieră. Eu asta cred că e pentru oricine. Că, practic, sunt 5, 10, 15, 20 de minute în care noi ne arătăm munca de... An de zile. De zile, așa e. Și sute de ore petrecute în sală. Și în momentul auzi de tot, de orice sacrificiu. Ești fericit, în extaz, ești mâncat, că ești încărcat, bineînțeles. Nici n-am cuvinte să vă explic ce simți în momentul în care ești pe scenă, în momentul în care ai parte de pot spune, nu competitori, ci colegi, de colegi care sunt foarte bine pregătiți, te distrezi cu ei pe scenă. Te distrezi, te simți bine, te bucuri de proces, te bucuri de oamenii dragi care vin să te vadă, de prietenii, nu știu, e ceva... Cred că ceva sala polivalent a fost arhiplină, nu-i așa? Mai ales fiind aici la Cluj. Da, a fost pe mai multe zile, de aia și-au împărțit cumva probele și unde vor să, și dorința lor de a vedea copii sau fitness sau bikini fitness, culturiști, probele de fitness challenge, și atunci au știut să-și împartă programul în așa fel încât să vadă sportivii preferați, să spun. Și cel mai important este participarea la o astfel de competiție, doar aminte dacă mai și ești învingător, campion, absolut, cu medalii, absolut. Satisfacția și pentru antrenori și pentru jucători este cu atât mai sportiv. Chiar l-am premiat pe Dragoș, având în vedere că la premiere am văzut că a câștigat aceste două categorii și le-am spus colegilor mei de la premiere să mă lase să-l premiez eu. Onoare, a revenit dumneavoastră. Și a fost o onoare, a fost una dintre cele mai mari emoții. Deci ceva de suflet. Și ca mine și pentru el a fost, așa să spunem, un sportiv, da. Pentru că, iată, munca, cum spunea și dumneavoastră, atâtor ani de zile, este încununată, da, așa simbolic, da. Să cu aceste campionate. Să mânezi acea medalie de aur pentru sportivul tău. Eu, da, cred că e minunat să practic să-ți predea antrenorul tău ștafeta, că practic asta este. Ți-a dat ștafeta, ți-a dat un titlu și merge datorită lui, datorită lui. Acea medalie de s-ar putea împărți, pentru că este atât meritul antrenorului cât și al sportivului. Sportivul e doar un pion. Practic, sportivul e un pion. Pornește la domnul antrenor. Da, bineînțeles. Da, dar să știți că... Ai lider care te îndrumă, îți spune ce nu faci bine, te corectează, nu te laudă într-una, nu-i așa? Da. Sunteți strict, cum e, domnul antrenor? Strict așa la antrenamente. De asta și faceți performanță, pentru că știe unde să... Cred că știe cum să ne facă să fim noi stricți. Majoritatea timp, noi ne vedem mai rar cu dânsul, dar... aștept să ne pregătească și să ne spună unde să punctăm pentru a nu avea probleme. Și pentru rezultatele dorite până la urmă. Dragoș chiar a concurat cu Diana Chereche și a campioană națională. Am organizat un program artistic, au făcut un program artistic pe un fond muzical și am lucrat cu ei multe zile la rând ca să iasă perfect. Au ieșit foarte bine și să sperăm că și pe viitor o să rămână acea pereche care o să domine această competiție de mix pairs, pentru că ei sunt frumoși, sunt tineri și... Sunt motivați, determinați. Motivați, da. Foarte motivați. Să se mențină acolo unde am ajuns. Foarte frumos. Alina, spune-ne, așa ca femeie, ce sfaturi ai pentru domnișoarele, pentru doamnele care încă nu s-au decis, și în cazul meu, să apuce de un sport, indiferent care este același, pentru că mereu zicem, nu am timp, dacă vrei îți faci timp, nu-i așa? Da, scuze, găsim, dacă vrei îți poți face timp. Acum depinde și de tine cât de mult îți dorești să mereu căutăm schimbi scuze, ceva la tine. Da. Încep de luni, nu? De luni începe toată lumea. Da, nu e ușor să mergi pe acest drum, dar merită. Adică ți se va schimba viața total. Doar trebuie să ai curajul să faci schimbarea. Și să lucrezi la tine, să vrei ceva mai bun de la tine și de la viața ta.
la nivel fizic, la nivel psihic. Fizic, psihic, da, da. Cred că sportul e cheia succeselor în viață, nu știu, cumva... Formează caractere, formează, disciplină. Da. Disciplină, caractere, da. E foarte important să... Stima de sine, încrederea în încurajăm tine. Oamenii să practice sport. Bineînțeles, bineînțeles. De mici copii, atât, trebuie înscriși la diverse activități. Și trebuie văzut fiecare, deci fiecare copil, fiecare tânăr trebuie să-și să găsească acea ramură sportivă pe care îi se potrivește lui. Nu degeaba vor părinții, da. Te duc de mâine, acolo începi. Chiar am făcut selecții pe această temă și i-am spus, nu ești de sportul acesta. Ați avut cazuri? Am avut cazuri, bine. Și cum au reacționat atât copiii sau părinții? Un pic, nu chiar, am avut sportivi, ei veneau și un pic dezamăgiți, am văzut, de am îndrumat. Nu ai șanse să poți participa la... Din punct de vedere al antrenorului, realist. Realist. Dacă puteți lucra... Dacă ești înalt, mergi și încearcă la un basket, la un volei, dar dacă văd că o structură bună proporționată pentru a... Da, îl îndemn să facă cultură și fitness. Dumneavoastră, având ochiul format, deja altfel pune problema când vine părintele sau copilul, nu? Acolo și... Da. Ce vrea el, practic, e imposibil și dumneavoastră sunteți în postura să explicați așa, bine, diplomat, că da. Nu e cazul. Pentru că trebuie spus adevărul. Nu? Noi nu putem forța pe cineva să se antreneze la un anumit sport dacă nu-l dorește, nu-l simte sau nu este făcut pentru această secție sportivă. Doar de dragul părinților, exact, doar sau dragul profesorilor. Sau, exact, exact, da. Trebuie să te știi acasă, da. Și... atitudinea asta și a spune adevărul, pentru că trebuie să-l îndrumăm spre un bine, nu să-i facem lui rău, să piardă ani din viață sau timp ca după care să se regăsească în altceva. Așa este. Trebuie să își ducă, bineînțeles, da, tradiția asta a competiției, a rezultatelor. Iar suntem aici, noi și antrenorii fiecărui secție de club, și să spunem, da, ești făcut pentru acest sport, să vedem ce putem face, ce putem lucra. Așa este. Femei, bărbați, nu contează, antrenamentul este cam același, nu e așa? Bineînțeles. Sportul acesta, da, nu se face discriminare? Nu sau... se face, având în vedere... că și fetele de la Bikini Fine se antrenează cu greutăți, chiar dacă masa lor nu este dezvoltată. Chiar am discutat cu Stanca Mădălina, care a fost și a campioană europeană, este la secția noastră la clubul nostru, și mi-a spus că ea este din Timișoara și mi-a spus că ea face tracțiuni cu 70 de kilograme. Pentru enorm. O fată de 1,58 și 48 de kilograme este mult. Și vedeți, și fetele lucrează cu greutăți în sală. Bine, strict, corect, fără să se accidenteze. Și dumneavoastră le asistați în permanență sau cum se desfășoară un antrenament? Da, sunt. Inițial sunteți acolo acum, și după aceea știu ce au de făcut. Că Dragoș concurează de ani de zile și Alina i-a făcut aici, a început, a venit și la stadion la Cluj, la Universitatea, când am făcut scări împreună, când ne antrenam împreună, ei deja știu să se antreneze, ei știu ce, pe ce... Independenți, informați, sunt... mai independenți, așa, după care înaintea competițiilor vin la mine să vedem ce strategie putem face, ce categorii putem, având în vedere și Dragoș, cu acea accidentare, am spus, haideți să vedem dacă putem să facem, să coborăm la 70 de grade, având și masa musculară a coapselor era destul de mare, el neputând să se mai antreneze, să facă exerciții cu greutăți, doar niște exerciții izolate, am spus, șansa ta este să coborăm puțin mai jos de categorie. Și așa și fost. Ați adaptat în funcție de, da, potențialul ca în acel moment. Să putem să-l protejăm, pentru că dacă se accidenta, recuperarea unui sportiv este de lungă durată și atunci puteam pune pe banca de rezervă un an, 2 ani de zile și atunci e mult mai rău pentru el. Foarte mult durează, iată, o astfel de recuperare, poate pentru o accidentare banală sau... Chiar banală, da. De asta e bine de evitat, cumva, dar uneori e inevitabil. Nu se poate, câteodată că e inevitabil, deoarece
sportul de performanță oarecum presupune, adică nu presupune, ci ia în calcul și anumite calcul, evenimente care nu sunt imprevizibile. Sunt chiar imprevizibile. Suntem epuizați, suntem obosiți, cumva luptăm împotriva corpului nostru și poți să-și cedezi. Câte ore acum vă antrenați pe zi? E un cazul meu, având în vedere că trebuie să fac și cântarul, am avut fric cu greutăți o oră, oră și 10, când vine vorba de cardio, am ajuns și la 2 ore, 2 ore jumate. Doar că între mai lucrez și posing-ul și practic antrenamentul e partea cea mai frumoasă. Ce e mai greu e că trebuie să te ții cu alimentația acolo și mereu să fii, să fii chiar la gram și să te axezi, bineînțeles, și pe odihnă, pentru că tind să cred că și accidentarea asta pe care am avut-o poate a fost din cauza faptului că nu m-am odihnit cum trebuie. Exact, exact, da. Și ideea asta de obsesivă de a progresa tot mai mult cumva te duce și oarecum și spre... Vrei mai mult și mai mult? Și mai mult și mai mult și câteodată, băi, trebuie să-ți asculți corpul. Câteodată nu poți. Nu vrei. Da. Poftim? Nu vrei să-l ascult și atunci. Nu vrei să-l ascult, da. Și îți dă semne și îți dă semne și dacă nu. Și îți răspunde. Și îți răspunde. Exact. Să avem grijă de corpul nostru. Bineînțeles, trebuie să avem grijă de corpul nostru. Sper ascultat, aș putea spune. Da. E meritul vostru. Atâtea ore se poate de lucru, de antrenament, de felicitări. Mulțumim. Pe final de emisiune, dacă doriți să spuneți ceva telespectatorilor noștri, să-i îndemnați la sport, să-i invitați, să vă cunoască acolo, să vă vadă cum vă antrenați zilnic. Și... Noi vă antrenăm, vă așteptăm în sală. Ne găsiți pe Facebook și pe Instagram cu numele noastre. Când vine vorba de sfaturi, cred că cel mai bun sfat e să facem un echilibru din tot și să facem în așa fel încât să îmbinăm utilul cu plăcutul, să facem și sport, să mâncăm sănătos, dar să ne și bucurăm de viață. Dacă ne dorim un stil de viață sănătos, dacă vrem performanță, consider că obsesia, practic, din pasiune trebuie să faci obsesie, oarece în momentele grele pasiunea se cam duce și dragostea pentru acest lucru, dar obsesia rămâne, adică nu ai cum să dai greș dacă ești obsesat de chestia asta. La vârsta asta apar și tentațiile cu anturaje, cu prieteni, nu știu cum faci față, cum... Cu atât mai bine, de asta consider că sunt un om foarte norocos că m-am apucat de sport. Sportul m-a ținut departe de anturaje. Tu vezi treaba ta, lumea sportului, programul tău... Programul meu... Nu cedezi tentațiilor și invitațiilor prietenilor din club, din... Hai că numai astăzi mergem, că nu faci derogări. Nu prea fac, cu toate că mi-aș dori câteodată, dar știu că o noapte pierdută într-un club mă poate costa 3-4 zile în care îmi revin. Și atunci e cineva care nu se duce în club, se antrenează la 3-4 zile și după ne întâlnim pe scenă și se vede că alea 3-4 zile se pot transforma în... Încă 3-4 zile. Cel puțin în pregătirea competițională trebuie să fii așa. Da. Cel puțin asta consider eu. Acum ăsta e crezul meu. Sunt la început, deocamdată asta văd. Așa este. Alina, te rog, pe final de emisiune, dacă dorești să le spui ceva telespectatorilor noștri. Da, cei care nu au intrat niciodată într-o sală de fitness, cred că ar merita să o facă, fiindcă este o energie bună, oamenii se antrenează, socializează, cumva, nu știu, e un mod plăcut de a-ți petrece după masa. Și oamenii, până la urmă, vin acolo de plăcere. Da, exact. Asta, cum zicea și Dragoș, aleg. Ei aleg să vină acolo, nu sunt obligați sau au un motiv pentru care merg acolo și petrec timpul. Fie că vor să, iată, să-și facă un trup de invidiat, un corp sculptat, fie că se ducă pur și simplu în loc să meargă la un club, la un film.
aleg sportul, cea mai bună alegere, nu-i așa? Categoric. Care oferă multiple beneficii din toate punctele de vedere. Și până la urmă și să alegi, nu te costă nimic. Bineînțeles, pista absolut. Este aici disponibilă, nu-i așa? Da. Domnule antrenor, vă... Da, și cum a spus, sportul creează prietenii. Și să știți, chiar în performanță, sportivii discută cu ei, adică discută între ei, discută despre și pregătirea lor, discută despre modul de a se antrena, de a se, a-și pregăti mesele, și asta îmbină foarte bine cu munca și cu plăcutul. Și aceste prietenii impune o dezvoltare frumoasă acestor tineri. De a, ați spus de cluburi, da, merg și ei, se distrează, nu? Dar aceste prietenii de sportivi se întâlnesc, se fac și la competiții, și am văzut, chiar vreau să le mulțumesc sportivilor de la CSU, Cluj-Napoca, au venit foarte bine pregătiți, am văzut motivare în ei, am văzut determinare și un suflet mare împreună. Deci nu este vorba doar de competiție. Nu, nu. Este vorba de solidaritate, da. Echipă, da, legând prietenii aceste... pe viață, da. Poate. Da, da, cu siguranță. Ce frumos. Da. Dacă mai doriți să adăugați ceva pe final de emisiune. Dacă cineva sau chiar dorește, chiar am vorbit și cu Alina, și de dorința lor, acestor tineri, vor să vadă și vor să meargă pe acest drum de culturism și fitness, eu sunt deschis, eu sunt aici la Cluj Arena toată după masa până seara și putem chiar să ne întâlnim, să povestim, să dau niște sfaturi. Măcar așa la un antrenament, să, exact, sau să un vedeți antrenament dacă împreună. Omul respectiv e făcut sau nu. Da, bineînțeles. să-l catalogăm. Dar este o chestiune așa personală. Dacă un copil sau un tânăr nu are constituția necesară sau ceva, și dumneavoastră îl remarcați. Da. Se poate face performanță prin ambiția și determinarea lui, prin muncă. Se sau poate. Trebuie să ai și talent și constituția de care spuneați dumneavoastră. Trebuie da, să ai chiar am, ca să te ajute, practic, să faci performanță. Chiar am un copil de 18 ani, are o structură destul de bună. Am vrut să-l aduc, el este, locuiește în Turda, o să vină la antrenamente și am spus, categoria ta, hai să încercăm pe această structură de antrenamente de fitness challenge. Și a venit și s-a antrenat și dorește la anul să concureze. Deci putem găsi și în culturism sunt categorii în care fiecare, chiar dacă acest tânăr nu poate acumula masă musculară ca și un culturist, putem alege o categorie de main fizic, clasic fizic, în care se poate încadra pe această categorie. Dar trebuie să... Soluții sunt doar... Soluții sunt. Dorință. Da. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Vă felicit încă o dată pentru rezultatele obținute la campionatul național de aici, de la Cluj. Și cine știe, poate la anul, tot aici. Tot aici și cred că an de an o să ne vedem aici. Da, foarte bine. Noi vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Oricând aveți ceva de spus, iată, să ne prezentați, de ce nu, într-o ediție viitoare și medaliile. Ar fi frumos. Aduceți și trofeile, facem o emisiune poate direct de la dumneavoastră din sala de antrenament. Sigur că da, putem face chiar o film de antrenament. Vă vedem și la sport. Cu siguranță. Chiar sigur. Mă bucur tare mult că ați fost prezenți aici în platoul nostru. Dragi prieteni, da. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ați urmărit emisiunea Clujul la zi, sportul clujan încotro. Încă o dată le mulțumesc invitațiilor mei. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. Mult spor la muncă. Vine vara, nu-i așa, ziua e lungă, da. Și avem treabă. Mulțumim tare mult. O seară frumoasă. Mulțumim. Seară.